Mă bucur să ne revedem. Ai auzit vreodată de surfing? Știi, e sportul acela pe valuri cu placa. Și dacă nu ești la mare, poți încerca un alt fel de surfing fără valuri, doar cu echilibru pe o placă puțin curbată. Încearcă și tu și ai să vezi ce distractiv este, dar ai grijă ca placa să fie rezistentă, pentru că va trebui să susțină greutatea ta în mod egal spre cele două capete. Un balans minunat și puțină mișcare. Sau poate ai auzit de echilibrul interior al unei persoane, acea stare de liniște, armonie, stabilitate interioară. Este un fel de echilibru al emoțiilor. Uneori poți fi așa sau așa. Uneori s-ar putea să ai îndoieli, dar poți înlocui cu încrederea. Alte ori s-ar putea să simți frică, dar poți înlocui cu îndrăzneală și curaj. Totul depinde de tine, este echilibrul tău interior. Uite, îți recomand un film de animație care se numește Întors pe dos sau cartea cu același nume, în care emoțiile, bucurie, frică, furie, dezgust și tristețe sunt personaje care se străduiesc să sfătuiască o fetiță în viața ei de zi cu zi. Știai că și în natură se poate vorbi despre echilibru? Dar ecologic de data aceasta se întâmplă când flora și fauna care compun mediul natural rămân aproape la fel. Așa, sau apar dezechilibre și atunci nu ne mândrim cu aceasta. Ei, și acum să ne jucăm puțin cu echilibrul matematic. Uite, am pregătit o balanță poznașă, are cutii cu surprize matematice. Pentru ca vlăduț să stea în echilibru, răspunde corect întrebărilor din cutiile colorate. Cu siguranță ai transformat corect sub multipli kilogramului în grame, 7 grame plus 4 grame plus 9 grame și ai obținut 20 de grame. Corect! Dacă ai transformat sub multipli kilogramului astfel, 2 kg plus 3 kg plus 7 kg și ai obținut 12 kg, este corect. Transformând în grame, obțin 1000 de grame plus 1000 de grame plus doar 500 de grame, pentru că este jumătate din 1000 de grame, deci în total 2500 de grame. Transformat gramele în kilograme, apoi aici ai obținut suma 5 kg, iar prin diferență până la 10 mai ai nevoie de 5 kg, pe care trebuie să le transformi în decagrame, deci 500 decagrame.
Care sunt cele mai potrivite estimări pentru masa elefantului? Corect, 20 quintale sau 2 tone. Surpriză! Balanța poznașă s-a transformat într-o punte pe care Vlăduț exersează mersul în echilibru. Spre oricare din cele două capete s-ar îndrepta, îl așteaptă noi aventuri matematice.